Primăvara a deschis sezonul expozițional la Arad cu un târg dedicat florilor. Este vorba despre ediția 14 a târgului Gardenia, organizat tradițional de Expo Arad Internațional. Târgul de anul acesta a reunit producători și comercianți de flori și plante de grădină din mai multe țări. Oferta de produse și servicii specifice este deosebită spre bucuria vizitatorilor. Aradenii sunt cunoscuți ca mari iubitori ai florilor. Cei care se pregătesc să-și amenajeze curțile au la dispoziție un bogat sortiment de plante, dar și consultanță de la specialiști. Târgul Gardenia a oferit și prilejul de a afla care sunt cele mai noi tendințe în amenajarea spațiilor verzi, dar și în cea a locuințelor pentru iubitorii de flori de apartament. Nu lipsesc din standuri nici obiecte de mobilier de grădină sau utilaje specifice pentru cei care se ocupă de florărit la scară, să-i spunem, industrială. Cumpără lumea flori în ziua de azi? A, să știți că a început foarte, foarte bine ziua de astăzi. Cumpărătorul a fost foarte puțin, dar buni, în special. Și ce flori sunt cele mai căutate în acest moment al anului? Păi, acum, cele mai căutate care au fost azi au fost plante de exterior. Magnolii, salcie, rododendroni, camelie. Deci astea au fost cam ce s-au vândut astăzi. Am văzut că în afară de flori aveți, de exemplu, și portocali mici. Pot fi crescuți în apartament? Da, sigur. E un citrus care face parte din tot familia citrusurilor. Deci un mandarin mai micuț, care are aceeași cunițe ca și lămâiul care îl știm noi. Deci iarna îi trebuie o temperatură mai scăzută, adică un 5-12 grade și vara 30 de grade. Poate să fie direct în soare plin. Ar putea fi mutați vara afară din locuință, de exemplu, într-o grădină și iarna înapoi, sau nu suportă asemenea mișcări? Ma da, suportă. Chiar suportă foarte bine. Deci numai condițiile care le are, v-am spus. Deci vara să fie în soare plin și udat din abundență și iarna temperatură scăzută. Dacă e o temperatură cam 24 de grade sau 20-24, atunci își pierde umiditatea din frunze și cad frunzele. Ne spuneți, vă rog, ce aveți aici? Avem îngrășământ organic natural din dejecție de pasăre uscată și prelucrată. Și pentru ce se poate folosi? Are o paletă mare de utilitate, începând de la fructe, legume, flori. E un îngrășământ universal. Poate fi folosit pentru flori de ghiveș, de exemplu, sau și la scară mai mare? Și la scară mai mare, noi livrăm deja și facem export în Italia și în Franța de îngrășământ organic natural.
Vă rog să ne dați câteva detalii despre ediția din acest an a Târgului Gardenia. Astăzi s-a deschis cea de-a 14-a ediție a Târgului Gardenia. Peste 40 de firme așteaptă vizitatorii, iubitorii de flori care doresc să-și amenajeze grădina sau chiar și un mic colțișor în apartament. Ce flori aveți aici pe stand? Păi avem flori care se plantează afară și flori de interior. Dar majoritatea sunt flori care se plantează afară. Este interes pentru asemenea flori? Există. Există interes. Acum timpul s-a comprimat că a fost atât de mult ploaie și nor. A pornit. Putem să spunem că clienții au venit, au cumpărat și sperăm să mai vină. Cum se pregătește terenul pentru plantarea florilor dumneavoastră? Ca orice teren, nu e niciun secret. Să fie curat, să fie afânat și se plantează la locul lor definitiv. Unele durează până în toamnă, avem astea de 3 ani, multe anuale. Garofițele astea miroase foarte frumos, rămân de pe un an pe altul. Și întreținerea lor ce presupune? Nu presupune mare lucru, un pic de dăruire, un pic de plăcere pentru florile astea. Să le sape, să le ude, să le plivească. Ce vreți să cumpărați de aici? Bună ziua, aș vrea să cumpăr niște mușcate, niște petunii, niște verbine, panseluțe, tot ce ne oferă. Aveți grădină sau pentru... Am grădină mare și îmi trebuie o grămadă de flori. Oferta de plante din cadrul standurilor Târgului Gardenia de la Arad a fost deosebit de diversificată. Nu au lipsit plante agățătoare pentru cei care doresc să-și înfrumusețeze streașinile caselor, dar nici flori pentru spațiile generoase din curțile vilelor. Nici cei care preferă plantele de apartament nu duc lipsă de oferte. Alături de flori obișnuite cu clima din zona noastră, expozanții propun un bogat sortiment de plante exotice, potrivite pentru cei care își pot permite să le ofere condiții optime de dezvoltare. Mobilierul de grădină ocupă și el un loc important în preferințele celor care vor să-și amenajeze, cât mai stilat, spațiile verzi din curtea casei. Spuneți, vă rog, ce aveți aici la stand? Ce avem condimente pentru mâncare? Avem basilicum, rozmarin, avem ștevia pentru diabetici, care e foarte bună în ceai, aranjamente pentru birouri, în față la birouri, la standuri, la firme, mușcate Angel Eyes, care sunt contra țânțarilor, muștelor, menta neagră, care e cea mai bună mentă pentru ceai, foarte bună mentă, rozul ăsta, dafin, are vreo 12-13 ani, e foarte bun iară la mâncăruri. Deci, toate sunt produse de noi la Semlac, în familie, deci sunt producător de flori. Pe ce suprafață aveți pentru această activitate? 250 de metri pătrați. Este de început, este primii 2 ani de când produc flori. Deci e un loc mic, dar de început e bun pentru că dă speranțe de viitor. Dacă... Este rentabilă această activitate pentru un producător individual? Este rentabil dacă faci calitate și ai preț bun. Deci dacă nu, e clar că nu merge. Ce ați fost cel mai întrebat astăzi? Care a fost cel mai căutat produs? Care nu mai este aici. Am avut un lămâi de 6 ani care a avut poate mii de flori pe el, care l-am vândut deja. Fiecare se uita la el și era singurul probabil din Expo. Ăla nu mai este aici, l-am vândut. Ne spuneați de niște plante contra țânțarilor. Cum acționează ele sau... pentru suprafețe mici, pentru suprafețe mai mari, cum ar fi? În jurul lor, la câțiva, 5, 6, 7 metri, dacă e planta mai mare, cum are colegul după standul acela, aia de un metru jumate, deci aia la câțiva metri nu mai vine țânțare, deci din cauza mirosului care emană. Thank you.
Puteți spune, vă rog, ce prezentați în târg? Ce vă pot spune? Astea nu sunt ale mele, sunt ale proprietarului, vorba de Neag Laurențiu, de Vladimirescu, obiecte artizanale, pentru grădini, pentru... Eu cu ce sunt aici? Sunt cu căruță, cu roabă pentru flori, cu... Unde s-ar preta o asemenea căruță? Într-o grădină mai mare, în un local? Unde credeți? Și pe un local, pe o terasă, într-o grădinuță, eu știu, de, să zicem, 300 de metri pătrați. Și din ce este făcută? Din lemn? Da, din brad, lemn de brad. Cam cât lucrați pentru o asemenea căruță? Cam, deci... în jur de o săptămână, cam o săptămână. Cei mai mulți ce iau sunt roțile, care sunt butuce, aia mea mai mult. Și căruța asta poate să și circule, ca să spun așa? Da, 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 sigur. Sigur. Dacă vreți, o putem și muta, nu nicio problemă. Ne spuneți, vă rog, ce aveți aici în stand? Aici avem o gamă foarte variată de flori, de grădină, de balcon, și chiar și de cameră. Sunt flori care se păstrează peste iarnă. De exemplu, mușcata englezească cu floare mare sau Randy. Cu o mușcată englezească cu floare cu petale subțiri. Pentru florile de grădină, de exemplu, cam ce ar însemna întreținerea lor în timpul anului? Aha, aici e foarte mult de spus și vreau să vă spun două, trei cuvinte. În primul rând este căldura și muncitorii care trebuie plătiți. Și cam ce muncă presupune?
De exemplu, pentru o grădină de, să spunem, 200 de metri pătrați, cam ce ar trebui să aibă cineva disponibil ca să o poată întreține ca la carte? Persoană fizică vă referiți. În primul rând îi trebuie bani. Dacă nu are bani, nu poate întreține, clar. Păi, în primul rând costă pământul, care este destul de scump, atunci sămânța, eu știu, îngrășământul cu care floarea se udă, de la mic butaj până ajunge la vânzare, vă dați seama că este muncă. Cam ce nu ar trebui să facă cineva care se ocupă de flori? Ce n-ar trebui să facă? Nu știu, chiar nu știu ce. N-ar trebui să nu facă nimic atunci. Sau care sunt greșelile care se fac de cei care nu se pricep sau nu se informează? Păi întotdeauna ei nu iau florile care trebuie, în primul rând, dacă nu sunt cunoscători. Clar că o floare când o cumperi trebuie să știi zona în care o pui, soare, umbră, trebuie să știi unde să pui o floare. Ori nefiind cunoscător, merge vânzătorul, îi dă ceea ce nu trece. Clar, un om care cunoaște floarea, vine până mâna pe ea, nu trebuie să-i recomand eu nimic. De exemplu, pentru, să zicem, pentru zona noastră, Aradului, cam ce ați recomanda pentru grădina unei case normale? Aș recomanda salvia, creasta cocoșului, avem gazania, care este superbă, garofițele, alisum, taghetes, creasta cocoșului avem, chiar și petuniile, dar trebuie udate foarte mult, coleusul, sau mai bine zis urzicuța, care așa este cunoscută, și mușcatele. Și acum să revenim la plantele de apartament. Ce ați recomanda cuiva care vrea să-și împrumuseze apartamentul? Păi, depinde de casă sau bloc. La bloc, de exemplu, unde este spațiu mic, merg mai mult mușcatele tradiționale. Pentru că doar, sau, mă rog, într-un colț, un palmier micuț sau eu știu unde are... Depinde de spațiu. Întotdeauna asta este, pe principiul ăsta se aleg florile. Și pentru o casă cu spații interioare mai generoase? Păi aici, clar, deja trebuie flori mai exotice și pomișori, tot felul de plante ornamentale, chiar dacă n-au floare. Dintre cele exotice, care s-ar preta pentru zona noastră, să spunem? Păi, foarte greu de spus aici, pentru că majoritatea iarna necesită o anumită temperatură, pe care noi nu o acordăm. Și aici lumea este supărată, a cumpărat o floare și nu a putut să reziste decât câteva luni. Iarna, trebuie să aibă o anumită temperatură și clar lumină, fără lumină nu merge. Deci această plantă este Nepenthes alata. Este o plantă insectivoră. Deci o plantă care... În condițiile reale trăiesc în păduri tropicale, unde când plouă se adună apa în pâinile astea și degajă un miros mai dulceag, care mă gândesc că de-aia atrage și muștele și țânțarii, de mirosii nu miroase. Dacă, cum o ținem noi acum, de exemplu, acasă, trebuie să-i punem în tub apă distilată sau apă de ploaie, cam un sfert de tub. Atunci ea își face singură treaba. Deci degajă mirosul ăla, vine musca, țânțarul, intră înăuntru, și vede aici ceva și se dizolvă și rămâne ca și un scrum de țigară. După aia putem să le punem afară apa și aia le completăm. E o plantă de semi-umbră, deci nu suportă soarele. E foarte bună pentru terase, seara, nu mai punem lumânări de parfumate pentru țânțare, punem o plantă de 60 de lei și scăpăm de țânțare. Ne spuneți, vă rog, de unde ați venit la acest târg? De la Cluj. Chiar din Cluj? În Comuna Jucu. Satul Vișa, lângă Cluj. Și ce ați adus aici la Arad? Mușcați, petunii, flori de parcuri și flori de terase. Sunteți producători? Da, suntem producători. Ce suprafață aveți cultivată cu asemenea plante? 1000 de metri pătrați de seră încălzită. Suprafață încălzită. Let me pour in the cola. Let me reach, let me be each. The shores of Tripoli. Let me sail, let me crush upon your shoulder.
bibici și bibici, poate unde el a sit. Târgul Gardenia de la Arad a fost un bun prilej pentru cultivatorii de flori din toată țara, dar și din Ungaria, pentru a-și face cunoscută oferta de produse. Paleta largă de plante decorative, flori de apartament, plante medicinale sau chiar plante folosite pentru meniuri sofisticate în bucătărie a fost apreciată de vizitatori. Arădenii s-au obișnuit deja ca în fiecare primăvară să vină la Gardenia pentru a se aproviziona cu cele mai frumoase flori, dar și pentru a afla ce mai este nou în domeniu. De la plantele decorative oarecum tradiționale la florile exotice, necesitând condiții speciale de cultivare, și chiar la plante carnivore care pot rezolva spinoasa problema a țânțarilor sau a deranjantelor muște, toate acestea au putut fi admirate și chiar cumpărate din standurile târgului Gardenia. Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că spațiile generoase ale complexului Expo Arad Internațional au permis expozanților să-și prezinte optim plantele, dar și vizitatorilor să poată trece în revistă fiecare stand în parte. Gardenia, ediția din anul 2013, a trecut deja în amintire. Organizatorii speră că anul viitor, când se așteaptă ca și criza să muște mai puțin din veniturile oamenilor, târgul să fie chiar mai interesant decât cel care abia și-a închis porțile.